stimați prieteni, stimați colegi, stimați concetățeni. Vinează în fața domnilor voastre ca unul dintre voi, cel puțin care ține să vă reprezinte în forul suprem al țării. Ca jurist, dar și magistru în teologie, știu că un stat democratic funcționează nu doar în baza de legi, dar și de coduri morale și etice. Pentru noi toate acestea au origine din creștinism. La ultimul recensământ, peste 90% din cetățenii Republicii Moldova au declarat că sunt creștini ortodoxi. Însă în țara noastră au existat dintotdeauna și alte culte religioase pe care le-am respectat și cu reprezentații cărora am conviețuit destul de armonios. Nu m-am uitat niciodată că anume biserica a pus bazele sistemului de învățământ, de justiție și de sănătate publică. Biserica a fost cea care a unit comunitățile în momentele dificile, cu atât mai mult ne doare să vedem cum religia este folosită pentru a semăna ură și vrăjbire între oameni. Specularea valorilor noastre creștine prin fals și minciună este un mare păcat, precum știm, față de Dumnezeu. Chiar de la începutul campaniei electorale, socialiștii specialiști au inventat o sperietoare pentru toți noi, cu care speră să-i prostească pe oameni de bură credință. Au văzut cu toții, dându-se mari valori a creștinilor ortodoxiei, prin inițiativă ridicolă de a modifica Constituția, pentru a nu permite căsătoriile între persoane de același sex. Dar legea supremă țării și așa articolul 48, alineatul 2, prevede că, citez, familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie. Ce vor să modifice socialiști? De ce alte prevederi constituționale este nevoie? În Constituție este definit atât de clar. Acesta este unul doar din cele exemple de manipulare ticăloasă și de încercare de utilizare sentimentelor credincioșilor pentru atingerea unor scopuri politice meschine. Aliatul lui Dodon, alt specialist, Voronin, în genere a lansat în spațiu public declarații xenofobe, rasiste și discriminatorii, care încalcă și normele legale și cele creștine. Lucrând mai mulți ani în mediul teologic, am mai mulți prieteni dintre preoți, slujitori ai bisericii, dar și dintre simpli oameni cu sufletul curat. Astfel de instigări la ură și învrejbire vin în toată contradicția cu morala creștină și cu valorile bisericii noastre creștine. Ele aduc deservicii bisericii și credinței prin falsă asociere cu niște pericole inventate de ei. Noi, cei din blocul Renato Usatăi, vom face tot ce ne stă în putere pentru a nu permite ca ortodoxia să fie folosită ca monedă de schimb între jocuri politice murdare. Ne vom preocupa și de soluționarea, desigur, a problemelor sociale a comunităților religioase. Noi vom susține biserica să-și îndeplinească adevărata misiune, cea de a aduce oamenilor adevărul și a promova dreptatea. Și așa să ne ajute Dumnezeu!